Dosarele de corupție mare sunt tergiversate în instanță, a declarat președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Ea solicită instanțe specializate, menținerea termenului de prescripție doar pentru ancheta penală și confiscare extinsă. Asta în condițiile în care sechestrele aplicate valorează peste 7 miliarde de lei. Tergiversarea s-a făcut inclusiv prin alertele false cu bombă, susține președinta Sandu. Faptul că acești bani sunt în continuare la categoria sechestru și nu sunt bani confiscați care să fie întorși bugetului statului, acest lucru se întâmplă din cauza tergiversării dosarelor de către instanțele de judecată. Am cerut CSM-ului să vină cu o soluție pentru dosarele de corupție mare, indiferent dacă asta înseamnă crearea unei instanțe specializate sau unor complete specializate. Serviciul de securitate și poliția vor aplica 3 nivele de alertă și vor evalua nivelul de risc în cazul amenințărilor teroriste pentru ca intervenția lor să fie mai puțin invazivă. Scopul acestor alerte este de a induce anxietate în societate și acest lucru este făcut de elemente care vor să destabilizeze situația din țară. Dar vedem aici și motivația penalilor de a tergiversa procesele de judecată. Potrivit președintei Maia Sandu, procurorii i-au deschis dosare penale în cazul scurgerilor de informații din interiorul instituției.